În condițiile în care criza de medicamente răvășește spitalele din România, Raed Arafat pregătește sistemul sanitar pentru un eventual război. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență spune că acest lucru este obligatoriu și că astfel de pregătiri au loc în toate statele europene. Raed Arafat mai precizează că stocurile de medicamente sunt majorate și că se iau măsuri de crearea unui stoc pentru detecție și monitorizare pentru atacuri chimice, biologice și nucleare. Raed Arafat spune că nu doar România face acest lucru, ci toate statele membre NATO își pregătesc sistemul sanitar în caz de conflict, chiar dacă acest lucru este foarte puțin probabil să se întâmple. Acesta se referea la spitalele civile care trebuie pregătite să primească militari în caz de conflict, pentru că cel mai probabil locuri din spitalele militare nu ar fi suficiente și astfel răniții ar trebui să ajungă și în spitalele obișnuite. De asemenea, șeful DSU mai preciza că cel mai mult trebuie lucrat în ceea ce privește partea de primiri urgențe, de traumatologie și chirurgie, unde se fac cele mai multe pregătiri. De asemenea, se fac și stocuri de detecție nucleară, se achiziționează materiale și se pregătesc echipe care să fie disponibile să intervină dacă va fi cazul. Anunțul este unul destul de bizar în contextul în care situația din sănătate este una catastrofală în România de azi. Astfel, spitalele nu au medicamente, iar pacienții sunt obligați să și le cumpere singuri, iar deficitul de medici se accentuează dramatic.